Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frate David, Laza, sora Alina Bernat, aceasta este ziua pe care ați cerut-o de la Domnul în ultimii ani. Zi la care ați visat, zi pentru care v-ați întristat câteodată, zi pentru care ați plâns și v-ați rugat, ați postit. Aceasta este ziua voastră pe care vă dă Dumnezeu un dar. Ați ajuns împreună la vârsta aceasta și ați trecut prin multe. Au fost momente grele în viața voastră, la unul într-un fel, la altul în altul. Dar Dumnezeu v-a binecuvântat. Din lacrimile pe care le-ați vărsat în viața aceasta ați învățat multe lucruri. Experiențele triste și pline de bucurie în același timp v-au dezvolta capacitatea să fiți adulți care știți și să râdeți și să plângeți în funcție de împrejurările vieții. Și iată-vă acum împreună cu Dumnezeu, pe un drum care stă să înceapă, un drum frumos, un drum unde făgăduințele lui Dumnezeu vă întâmpină și vă dau siguranță. Abordați acest drum cu toată responsabilitatea. Trăiți potrivit cu tot ceea ce Dumnezeu v-a învățat până astăzi. Și demonstrați și lumii de pe pământ și lumii din cer că ați învățat să fiți oameni și să fiți copii ai Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Iubită biserică, vreau să citesc cuvântul Domnului în această dimineață, alături de cuvântul pe care robul Domnului, frate Vasile, l-a citit mai înainte. Permiteți-mi să vă invit să vă ridicați în picioare în cinstea Domnului și din respect pentru cuvântul Său. Dacă aveți scripturile la dumneavoastră, vă invit să le deschideți în ultima evanghelie dintre cele patru, respectiv Ioan, capitolul 2, și ce altceva să citim la o nuntă decât despre o nuntă, nunta din Cana, Ioan, capitolul 2, versetele de la 1 la 12. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Iubită biserică, stimați miri, dragi nuntași, reocupați-vă locurile, ședeți în prezența Domnului și Stăpânul să vă binecuvinteze. Noi care, prin mila și chemarea lui Dumnezeu, avem oportunitatea să fim la microfon și să adresăm cuvinte, avem și oportunitatea să spunem în mod personal ce simțim vis-a-vis de evenimentele acestea. M-aș bucura fiecare dintre dumneavoastră să aveți această oportunitate, pentru că mă gândesc, toți ați exprimat cuvinte frumoase. David, ca mulți dintre tinerii din biserică, este o persoană foarte aproape de inima mea. Am văzut în el un tânăr de caracter, un tânăr care a învățat din experiențele vieții și mă bucur de el astăzi că este alături de aleasa lui, de Alina.
O fată care a devenit membra bisericii noastre, care s-a implicat în slujire și de care ne bucurăm împreună. Astăzi ei sunt miri, n-au mai fost și nu vor mai fi niciodată. Este ziua lor, să-i binecuvântăm în numele Celui care binecuvintează, a lui Dumnezeu. La această nuntă, care este nunta lor, fiind împreună, aș vrea să privim în Scripturi și cuvântul acesta de predică, pe lângă cel care deja a fost rostit, să fie ca un reper, ca un mesaj al Domnului pentru voi și pentru căsnicia voastră. O să vă schimbați multe lucruri în viață, îmbrăcămintea, mașina, casa și multe altele, dar ceea ce faceți acum nu o să schimbați niciodată. Așa de bine trebuie să faceți lucrul acesta încât trebuie să țină. Trebuie să țină prin furtuni și prin momentele grele ale vieții. Trebuie să aveți grijă de ce faceți acum, David și Alina, pentru că ce faceți acum trebuie să țină. Și credeți-mă că nimic din ceea ce aveți nu va fi mai expus decât căsnicia voastră. Diavolul se luptă împotriva căsniciei în general. De aceea eu în dimineața aceasta la nunta voastră aș vrea să vorbesc despre criza și reabilitarea familiei. În ciuda faptului că instituția familiei este cea mai veche de pe pământ, ea a rămas cea mai stabilă în istorie, chiar dacă a fost cea mai atacată de diavolul. A te pregăti să te căsătorești este frumos. A te căsători este ușor. A rămâne căsătorit este complicat. A fi fericit în căsătorie este ideal. Textul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 2, prezintă o familie care ajunge în criză, dar, datorită prezenței Domnului Iisus Hristos acolo, criza este reabilitată și situația familiei reintră în normalitate. Criza la care eu vreau să mă refer în primele cuvinte ale predicii mele nu este de natură administrativă, nici biologică, tradițională, juridică, profesională, intelectuală, psihologică, sociologică, culturală sau din alte puncte de vedere, ci criza la care eu mă refer, instrumentul de fapt cu care diavolul atacă cel mai mult familia, este o criză de natură spirituală și morală. Așa că în primul rând, David și Alina, frați și surori, stimați prieteni, vreau să vă aduc aminte sau să pun împreună câteva dintre crizele familiei contemporane care sunt provocate de îndepărtarea de Dumnezeu. Aceste crize sunt consecința îndepărtării partenerilor de Dumnezeu. Una dintre ele este dezorganizarea. Textul citit ne demonstrează că datorită dezorganizării, datorită lipsei de organizare responsabilă și competentă, oamenii aceștia au fost luați prin surprindere, probabil a fost un număr prea mare de invitați sau de fapt ei s-au așteptat la mai puțin și au venit mai mulți oameni sau ei au crezut că oamenii o să consume mai puțin vin și oamenii au băut mai mult sau cine știe din ce motive organizarea lor a fost depășită de situație și s-au făcut de rușine prin faptul că au ajuns în criză. Oamenii au provocat criza, dar Hristos a rezolvat-o. Să vă organizați viața, David și Alina. Să nu lăsați viața voastră la întâmplare. E prea importantă pentru voi să o lăsați la întâmplare. Să vă organizați fiecare domeniu din viață care vreți să meargă bine. Lucrurile dezorganizate merg prost. Organizați-vă viața unul cu altul și amândoi cu Dumnezeu. Întrebați-L pe Dumnezeu ce vreți să faceți. Întrebați-vă unul pe altul ce vreți să faceți. Încercați să vă organizați viața spirituală. Începutul vieții de căsnicie este cel mai potrivit moment să instalați obiceiuri care vor rămâne. Să obișnuiți măcar o dată pe zi să vă rugați împreună. Altfel, nu aveți dreptul să spuneți că sunteți copiii Domnului. Să vă obișnuiți să citiți măcar puțin din Biblie împreună, înainte să vă culcați seara. Să obișnuiți să vă rugați să postiți în fiecare săptămână împreună, dacă se poate în aceeași zi, că voi sunteți una. Să vă uniți eforturile și
inclusiv lucrurile spirituale, să le faceți împreună, dincolo de ceea ce faceți fiecare separat în relația cu Domnul. Să vă organizați viața spirituală, credeți-mă, altfel nu există. Un al doilea lucru care este expresia unei crize, ca o consecință a îndepărtării partenerilor familiei de Dumnezeu, este secularizarea. Secularizarea înseamnă asemănarea familiei cât mai mult cu lumea seculară și cât mai puțin cu biserica spirituală. Oameni care deși vin la biserică, dar trăiesc ca lumea. N-au obiceiul să se roage, n-au obiceiul să citească Biblia, să postească, să ierte, să iubească și să se comporte ca oamenii lui Dumnezeu. Și deși vin la biserică, obiceiurile lor care compun existența sunt obiceiuri ale lumii seculare. Asta înseamnă un om cu o viață secularizată, o familie cu o viață secularizată. O familie creștină când se trezește dimineața se roagă, o familie secularizată când se trezește dimineața bea ceai sau cafea. Nu sunt împotriva ceaiului și a cafelei și eu beau pe unul dintre ele, dar nu în primul rând, ci după ce te rogi. Dacă Dumnezeu e important pentru tine, David, du-te mai întâi la El și apoi la mașina de făcut cafea sau la Starbucks. O a treia criză în care familia a ajuns este datorită desacralizării familiei. Familiile sunt compuse din indivizi, iar acești indivizi, oameni, partenerii cei doi, pot fi spirituali sau nespirituali. Pot avea valorile lui Dumnezeu pe care le trăiesc sau pot trăi în absența lor. Și asta depinde de ei. David și Alina, trebuie să vă spun ceva. Am tot vrut să vă spun la întâlnirile noastre de consiliere, dar am crezut că astăzi are mai mare impact asupra voastră. Ceea ce se întâmplă astăzi nu vă face nici mai buni, nici mai răi, ci vă lasă cum vă găsește. Însă ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce se va întâmpla de astăzi înainte va demonstra cum sunteți voi de fapt. Să nu desacralizați sacramentele lui Dumnezeu din viața voastră, să nu le dați jos. Dimpotrivă, să mai bateți un cui, să mai puneți un șurub, să mai faceți o legătură, pentru ca diavolul să nu poată lua de la locul lor obiceiurile sfinte. Ele s-au instaurat acolo cu mult sacrificiu. A trebuit să moară prințul slavei ca să vă învețe să fiți ca el. Au fost în viața voastră oameni care s-au jertfit să vă fie un exemplu personal. N-au fost un exemplu perfect, deoarece oamenii nu pot fi exemple perfecte. Sunt doar exemple discutabile. Exemplul perfect este unul singur, pentru ca să merite onoarea, cinstea și gloria. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lăudat să fie numele Domnului. Dar obiceiurile bune care Dumnezeu, prin oameni, le-a pus în viața voastră, să nu le dați la o parte niciodată. Să nu vă devastați viața de ce e sfânt. Să nu vă desacralizați familia. Să lăsați obiceiurile sfânte acolo unde le-a așezat Dumnezeu. Să le udați în fiecare zi să crească, să se amplifice. Analfabetismul moral este a patra criză în care familia a ajuns. Spun alfabetism moral la filozofia oamenilor care, dorind lumea materială din abundență, sacrifică lumea spirituală, sugrumând-o. Adică oameni care iau timpul lui Dumnezeu și îl folosesc să câștige bani. Dacă tu ești cinstit cu tine, dacă voi sunteți cinstiți cu voi, scumpi miri, înțelegeți din Scriptură că cel puțin 10% din ce aveți voi sunt ale Domnului. Din bani, din timp, din talente, din tot ceea ce voi sunteți, aveți și știți. Niciodată să nu-L păgubiți pe Dumnezeu de asta. Oamenii care nu se educă spiritual sunt analfabeți spiritual. Oamenii care nu se educă moral sunt analfabeți moral. Voi veți avea copii prin mila Domnului să-i educați. Nu doar să-i creșteți, nu să-i învățați doar despre stelele Hollywoodului și să-i învățați despre stelele Bibliei și despre luceafărul de dimineață. Să-i învățați, să nu-i lăsați analfabeți din punct de vedere spiritual, să-i aduceți în orice cadru, în orice sistem care învață despre Dumnezeu. Să îi expuneți pe copiii voștri la educație biblică, altfel ei vor fi secularizați până în măduva ființei lor.
Anularea autorității din familie este un alt factor care conduce la criză. Spun asta pentru că există un dispreț public împotriva autorității familiei. Psihologia contemporană, maniera de organizare socială, educația intelectuală, predispoziția individului, toate manifestă un dispreț nebun împotriva autorității. Oamenii nu mai suportă autoritatea. Cine reprezintă o autoritate, permiteți-mi expresia, mai absolută decât Dumnezeu? Ori Dumnezeu a așezat autoritate în guvern pentru viața socială, autoritate în șefii din companie pentru viața profesională, autoritate în dascălii de la școală pentru viața intelectuală, autoritate în pastorii din biserică pentru viața spirituală, autoritate în părinți pentru viața copilăriei, autoritate în cuplu pentru viața maritală. Dumnezeu a lăsat autoritate și a delegat autoritatea în aceste în acești factori de manifestare a autorității. Alina, Biblia spune că soțul este capul familiei. Asta înseamnă că el este liderul familiei, este exemplul familiei. Tu vei învăța de la David să iubești, să ierți, să fii bună, să vii la biserică, să faci dărnicie, să fii generoasă, să primești oaspeți. Să faci toate lucrurile acestea, el va fi exemplul tău, cum biserica se așteaptă de la pastorii din față să fie un exemplu pentru ei. Tot la fel, tu te vei aștepta de la omul din fața ta să fie un exemplu pentru tine. După cum oamenii aceștia nu sunt exemple perfecte, nici el nu va fi un exemplu perfect, însă va rămâne un exemplu, să-l respecti ca pe un exemplu, să-i dai întâietatea, să nu te răzvrătești împotriva lui, așa cum deseori se întâmplă, pentru că asta nu va demonstra nici înțelepciunea ta, nici maturitatea ta, nici educația ta, ci va demonstra mediocritate, răutate, orgoliu, prost înțeles. Să nu vă războiți împotriva autorității. Autoritatea este o protecție, este o binecuvântare, e o formă a binecuvântării. Psihologia personalității copilului este o altă problemă care conduce familia în criză. Spun asta deoarece în țările civilizate și mai cu seamă în America, care este culmea, psihologia copilului este greșit manifestată și ia autoritatea părinților să-și educe, să-și corijeze și să-și pedepsească la nevoie copiii, spunând, ca să nu-i traumatizați pe gingășei, n-aveți voie să-i urecheați, n-aveți voie să folosiți nicio formă de pedeapsă și de corijare. Dacă sunt răi, lăsați-i că o să-și vină ei în fire. Probabil peste 70-80 de ani, când îi va chema Dumnezeu la judecată. Biblia aceasta, care este cartea lui Dumnezeu, spune, nu evita să folosești nuiaua, nu evita, pentru că în felul acesta scoți pe copil din locuința morților. Nu evita! Nu te lua după Freud și după psihologii lumii acesteia care spune nu-l atinge pe drăguț. Ascultă-mă, eu nu-ți spun să-ți bați copiii, nici să-i terorizezi, nici să-i umpli de sânge, nici să fii un dur, un dictator. Dar sunt copii cărora le cere pielea mai multă nuia și sunt copii cărora le cere pielea mai puțină nuia. Dar nu știu un copil măcar, în afară de copilul Iisus Hristos, căruia să nu-i ceară pielea deloc. Copilul prin natura lui trăiește într-o fire răzvrătită. Și dacă de mic îl vei învăța că nu există limite ale autorității, când va ajunge la semafor, spune, cine și-a permis mă să aprindă culoarea roșie când trec eu? Că la mine în casă n-a fost niciodată roșu, numai verde. Un pic am plâns și mama a schimbat semaforul. Un pic am plâns și tata a făcut imediat verde. Un pic am plâns și s-au luat la ceartă părinții între ei. Se zice că noi românii suntem needucați și nu știm decât să ne pedepsim copiii. Eu nu mă refer la românism sau la americanism, eu mă refer la principiile lui Dumnezeu. Omul se naște, David și Alina, într-o natură pervertită, destrăbălată și rea. Și așa cum noi avem nevoie, adulți fiind, să fim corijați de Tata din cer și mulțumim că ne corijează, că altfel ne-am pierde, tot la fel copilașii au nevoie să fie corijați când sunt mici și mulțumim lui Dumnezeu că avem această responsabilitate, altfel îi pierdem. Să nu vă luați după psihologia aceasta când o să vă dea Domnul copiii. Să vă creșteți copiii între limitele autorității lui Dumnezeu și să-i învățați diferența între bine și rău. Și dacă va mai fi nevoie, să-i fixați.
Filozofia libertății sau a libertinajului este încă o problemă care conduce familia în criză. Spun asta deoarece libertatea greșit înțeleasă promovează un stil de viață lipsit de orice valori morale, unde oamenii se așteaptă să facă ce vor. Alina, crede-mă, tu nu poți să faci în familia ta ce vrei. Știu că tu ai vrut să te căsătorești, ai spus așa, așa a spus odată una dintre fiicele mele când le-am întrebat, auzi, de ce te căsătorești? Nu stai tu bine la tata acasă? Ce mult te-am iubit noi pe tine, de ce te căsătorești? Știi ce mi-a spus? Mi-a spus, tati, vreau să am toată atenția, aici ai împărțit-o între trei, între patru. Ei, tu ai intrat în familia ta astăzi pentru că tu vrei toată atenția, dar să faci diferența între iubirea pe care ți-o va da David și imposibilitatea de a face tot ce vrei. Nu poți face tot ce vrei și nici nu-i bine să faci tot ce vrei, pentru că deseori vei vrea ce nu-i bine. David, nu poți să faci ce vrei, omule, trebuie să faci ce trebuie. Între ce vrei și ce trebuie stă Dumnezeu. Perversiunile sunt o altă manifestare a crizei. Observați unde a ajuns familia astăzi. Te căsătorești tu bărbat cu bărbat. Doamne, iartă-mă! Te căsătorești tu bărbat cu bărbat. Înfiezi un copil și trăiești în felul ăsta. E foarte greu numai de acceptat ideea. Însă sunt cel puțin 5 țări astăzi care au legiferat căsătoria unisex. Trăim într-o vreme complicată. Noi ne izolăm între zidurile bisericii și promovăm învățătura Bibliei, dar afară, dincolo de aceste ziduri, dincolo de acest sanctuar, există o destrăbălare care a atins cota maximă, cota nebuniei. Rebeliunea adolescenților este un alt factor care este greu de controlat și care conduce familia la criză. Atunci când copiii nu sunt educați mici, când ajung mari, se comportă ca atunci când erau mici, după modelul copilăriei, adică încep să plângă ca să li se facă pe plac. Și pentru că în copilărie tot timpul când au plâns li s-a făcut pe plac, acum fiind adolescenți, plâng, dar nu mai plâng, ci se revoltă în alt fel. Nu acceptă că nu se poate, pentru că nici în copilărie n-au acceptat. Și dacă a mers atunci, merge și acum. Iresponsabilitatea este un alt factor care conduce familia la criză. Adică refuzul familiei de a-și asuma responsabilitățile care le revin. David, Alina, cuvântul pe care l-am primit de la Domnul nu vorbește despre ce responsabilități ai tu și tu, dar vă știți din cuvântul Domnului care sunt responsabilitățile voastre. Să știți că sunt responsabilități mari, principiale, și acelea trebuie să ți le atribui tu și tu, dar sunt și responsabilități mărunte. Acelea nu trebuie neapărat pentru tine sau pentru tine, ci după cum cădeți voi de cuvință. Îți dau pur și simplu un exemplu. În familia tradițională trebuia neapărat soția să spele vasele. Acest obicei a fost format deoarece soția nu lucra. Soțul pleca de dimineață, punea plugul în căruță și pleca de dimineață, se întorcea seara. Sigur, săracul, când se întorcea era frân de oboseală, dătea mâncare la animale, rezolva problemele prin curte, pentru că el avea responsabilități în afara casei, soția înăuntru. Aceasta a fost familia agrară. Dar acest mod de viață astăzi nu mai există. Nu tu pleci de dimineață, voi amândoi plecați de dimineață. De aceea vasele nu trebuie neapărat spălate de ea sau de tine, ci de cineva. Dacă aveți mașină, nu-i rău. Dar de iubit spune Scriptura că tu trebuie să iubești. Asta nu înseamnă că ea nu iubește. Ea oricum va iubi, pentru că așa este femeia. Ea mai ușor manifestă iubirea. De aceea, pentru că soții au o problemă, lor li se spune, manifestați iubire. De fapt, asta este porunca Bibliei. După cum soțiilor li se spune, manifesta supunere, pentru că veți fi tentate să vă revoltați împotriva autorității soțului. Un alt lucru este infidelitatea. Infidelitatea nu este numai o problemă de adulter, ci infidelitatea are foarte multe manifestări care par nevinovate și trebuie să aveți grijă de toate. Un alt lucru este exagerarea feminismului. Feminismul în general a desființat statutul de mamă și de soție. El a avut puține părți bune și foarte multe părți rele. Pentru că adevărata reabilitare a femeii n-a făcut-o feminismul, a făcut-o Hristos.
Hristos a reabilitat femeia din condiția de inferioritate și a pus-o la egalitate cu bărbatul. În 60-70, feminismul a vrut, de fapt, să o mai ridice un pic. Încăpățânarea unuia dintre parteneri este un alt factor. Să nu fiți încăpățânați între voi. Dacă vrei să-ți faci ambiția să fii dur, să nu fii cu soția ta. Dacă vrei să fii ambițioasă, cicălitoare, să nu fii cu soțul tău. Voi între voi trebuie să fiți dulci, trebuie să fiți lesne, ușor de înduplecat, amabili, buni. Să nu țineți așa în mod încăpățânat la ce știți voi, crezând că celălalt nu știe nimic. Asta nu-i respect, dimpotrivă, e definiția orgoliului. Cultul plăcerii și confortului este o altă problemă. Nu le mai explic pentru că, de fapt, predica mea nu se concentrează pe lucruri negative. Am vrut numai să demasc unde a ajuns familia astăzi și de ce. Dar, de fapt, predica mea se concentrează pe ce urmează să spun acum. Pe reabilitarea familiei din această criză. Nu este vorba de reabilitarea familiei voastre, pentru că voi nu sunteți unde am spus până acum. Am spus până acum unde e familia la modul general, dar uitați în ce fel familia aceasta a fost reabilitată de Domnul. Dacă falimentul familiei, criza familiei, a apărut ca o îndepărtare a oamenilor de Dumnezeu, remediul familiei, reabilitarea familiei, a apărut ca o apropiere a oamenilor de Dumnezeu. Observați că criza nunții din Cana se remediază în momentul în care problema este adusă la Iisus. Să nu uiți asta, David și Alina, să nu uitați asta. Criza din Cana Galilei, de la nuntă, se remediază, se reabilitează în momentul în care Hristos vine la nuntă și în momentul în care problema este prezentată lui. Atunci el vine cu o soluție și soluția rezolvă problema. Trebuie să vă spunem că și voi veți ajunge în criză. Unele crize vor fi din pur și simplu datorită circumstanțelor, unele vor fi din partea diavolului, unele probabil din partea lui Dumnezeu să vă încerce, unele din partea oamenilor, altele din partea voastră și lista continuă. Dacă crizele vin din diverse surse, soluția vine dintr-o singură sursă. Crizele vin de peste tot, dar soluția vine doar de la Iisus, să nu uiți asta. Ori de câte ori nu va mai fi ceva, să te duci la El și să-i spui: Doamne, nu mai este. Și poate că El îți va spune: de ce vii la mine? Și să-i spui așa: Doamne, n-am la cine să mă duc. De când mă știu, viu la Tine și întotdeauna m-ai ajutat. Te rog, ajută-mă și de data asta. Tu ai fost Dumnezeul meu de când mă știu. David, pe noi doi și probabil mai sunt și alții în sală, frați sau surori, ne leagă nu numai faptul că îl slujim pe Hristos, ne leagă și faptul că o vreme din viața noastră am trăit-o fără părinți. Asta a fost greu și bine în același timp. Îi vei mulțumi lui Dumnezeu pe de-o parte, pentru că asta te va ajuta să înveți, să faci ceea ce n-ai fi învățat dacă i-ai fi avut. Nu spun că e o binecuvântare să nu ai părinți. Nu, nu e o binecuvântare, este o nenorocire. Dar nenorocirea aceasta, când ești un om credincios și ai minte la cap, este transformată într-o binecuvântare. Să nu-i reproșezi nimic lui Dumnezeu și nici vieții, pentru că Dumnezeu, în ciuda faptului că noi nu înțelegem, organizează cel mai bine lucrurile. El știe cum să dezvolte în noi anumite abilități de care vom avea nevoie în slujire, în împărăție. Și de multe ori ne expune și ne trece prin școli și cursuri grele ca să învățăm să-L slujim pe El. Alina, tu niciodată să nu uiți această particularitate din viața lui David. O vei învăța în fiecare zi câte puțin. Eu știu asta din propria experiență. Un om care crește fără părinți, deși fratele Avram, sora Nicoleta, copiii lor, au fost familia lui David, rămâne undeva în suflet un gol, să încerci să acoperi golul acela cu iubire, cu delicatețe, cu bunătate. El are nevoie de aceste lucruri. Dacă până acum familia Zdremțan a încercat să facă lucrul acesta, cât i-a ajutat Dumnezeu, acum această responsabilitate îți revine ție. Noi ne obișnuim să predicăm câteodată prea teoretic, uitând de particularitățile oamenilor care stau în fața noastră. David, să nu uiți particularitățile, Alinei. Să ții cont de ele. Să știi că aceste crize din viața voastră au provocat răni care încă sângerează. Să fiți oameni înțelepți și să pansați rana aceasta atâta timp cât va fi deschisă. Trebuie să vă spun ceva, va rămâne deschisă până la capăt. Primul lucru pe care îl găsim aici, în textul acesta, ca o reabilitare a Domnului, este următoarea. Prezența lui Iisus aduce speranță. Vă imaginați oamenii aceia ce triști erau?
Erau triști, s-a terminat vinul, s-au făcut de rușine. Însă prezența lui Iisus aduce speranță. Dar aduce speranță pentru că Iisus a fost acolo. El va veni doar dacă e invitat și va rămâne doar dacă e respectat. Să nu uitați asta. 2. Învățătura lui Iisus aduce credință. El va învăța doar dacă este auzit și va educa doar dacă este ascultat. 3. Binecuvântarea lui Iisus aduce rezolvare. Binecuvântarea lui Iisus aduce rezolvare. Nici o criză din viață nu se rezolvă fără intervenția lui Dumnezeu. Aș vrea să închei, David și Alina, pentru că a venit vremea să încheiem și să vă spun următorul lucru. Reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit. Reușita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi persoana potrivită. Înseamnă a fi persoana potrivită. Fiecare dintre noi ne uităm doar să găsim omul potrivit, pierzând din vedere că ar trebui să punem și o altă întrebare. Eu sunt omul potrivit? Căsnicia nu ne face mai buni și nici mai răi, ci ea pune în evidență cum suntem. Trebuie să recunoaștem că uneori descoperim că avem biserici slabe, pentru că avem familii slabe. Nu numai păstorul hotărăște cum e o biserică, ci familiile care o compun hotărăsc cum e o biserică. Pentru că nu poate fi o familie rea când e acasă și bună când vine la biserică. Avem biserici așa cum sunt, deoarece avem familie așa cum sunt. Și avem familie așa cum sunt, pentru că avem tați și soți așa cum sunt. Și avem tați și soți așa cum sunt, deoarece ei nu trăiesc în prezența Domnului și nu învață principiile lui Dumnezeu. David, Alina, este ziua nunții voastre. Aveți oportunitatea unui drum frumos și Dumnezeu este pregătit să vă binecuvinteze potrivit cu făgăduința care este în sufletul vostru. Să știți că are de unde. Binecuvântarea lui Dumnezeu va fi abundent. Deschideți-vă inima. Primiți-o în fiecare zi. Concentrați-vă amândoi asupra Lui și unul asupra celuilalt. Trăiți viața aceasta din plin în perspectiva celei care va veni. Și Dumnezeu să binecuvinteze atât nunta, cât și fiecare zi a vieții voastre. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.